Bună seara și bine ne-am regăsit, așa și în condițiile astea mai puțin plăcute, așa. Și Vlad, te rog frumos, scrie-mi și mie dacă se aude și dacă este totul în regulă. Te rog frumos, un feedback așa, ca să ne apucăm de treabă. Serios, perfect, mulțumesc frumos. În seara aceasta continuăm seria de seminarii dedicată acestor, să zic așa, acestei perioade mai puțin plăcută, în sensul că stăm mai mult în fața monitoarelor. Multe din întâlnirile pe care noi le făceam în mod obișnuit în afara, cum să zic, în afara casei, acum le facem și suntem nevoiți să le facem din interior. Și pentru că săptămâna aceasta, de fapt săptămâna trecută, am avut o invitată absolut deosebită în ceea ce privește sănătatea ochilor, m-am gândit să pornim încă o dată, să stabilim așa puțin niște lucruri importante pentru sănătatea ochilor noștri, având în vedere că îi expunem din ce în ce mai mult până când nu se știe când, da? Ne expunem ochii la device-uri. Deci, cum să ne protejăm ochii când lucrăm atât de mult în fața calculatorului și să vedem cum facem acest lucru astfel încât să ne fie cât se poate de bine. Păi, și în condiții obișnuite, s-a investigat. Atunci când nu lucrezi, atunci când lucrezi și nu ești la birou, unde ai face-o? Și un procent destul de mare spunea că ar face acest lucru acasă, un alt procent spunea că ar face acest lucru într-un spațiu oficial, o cafenea, un mall, într-un office hub sau în aer liber. Dar, având în vedere condițiile actuale, când suntem nevoiți să stăm acasă, indiferent unde facem acest lucru în casă la noi, ne mutăm practic biroul în interiorul habitatului nostru. Deci, particularitățile acestei perioade au pornit de la ideea de distanțare socială. Cu tot ce înseamnă această distanțare socială, înseamnă adaptarea la un alt stil de lucru, înseamnă într-un spațiu în care suntem ceva mai multe chimicale, că sunt acum tot felul de dezinfectanți, chiar și statul prea mult în casă, cum să vă zic, expunerea la praf, la căldura uscată de la calorifere sau de la instalații cu care ne încălzim încă. Apoi, această distanțare socială face să crească numărul de ore petrecute în fața unui device, fie că facem acest lucru pentru distracție, fie că facem acest lucru pentru a comunica cu ceilalți. Apoi avem provocările în ceea ce privește micuții și aici ei se plictisesc și o să subliniez câteva aspecte, bineînțeles, ca urmare a sfaturilor pe care le-am primit de la doamna doctor. În ceea ce privește micuții, cum să expunem acești micuți sau să nu expunem acești micuți la device-uri. Apoi să avem grijă la orele de somn, pentru că acestea sunt foarte importante pentru întreaga sănătate a organismului nostru, dar și pentru ochi. Și să vedem ce facem cu expunerea la soare, pentru că este absolut necesar să facem acest lucru pentru a ne reface bateria de elemente nutritive. Câteva lucruri despre ochi, așa cât este el de important, este unul dintre cele mai importante organe senzoriale, probabil că este și cel mai complex dintre toate, este nervul optic și practic retina este cumva o prelungire a creierului nostru și este capabilă să prelucreze zeci de milioane de informații pe secundă. Existăm pentru că vedem și există expresia românească, ochii sunt oglinda sufletului. De ce? Pentru că nu ajută
organismul doar pentru orientarea și pentru adaptarea în mediu, adaptarea fizică în mediu, ci și în adaptarea emoțională, pentru că prin intermediul ochilor poți să vezi limbajul trupului, poți să vezi expresia, poți să vezi sentimentele unui om în ochii lui și atunci inclusiv pe aspectele emoționale, ok, sunt extrem de importanți. Nu de pomană, când am creat această imagine ca să înțelegem fiecare organ al nostru ce rol are pentru organismul nostru, nu de pomană am spus că puteam să pun și alte organe senzoriale, de exemplu urechea, puteam să pun simțul echilibrului, totuși am pus ochii, sunt practic pentru organismul nostru Ministerul Relațiilor Externe, pentru că practic prin intermediul ochilor vedem ce se întâmplă în exteriorul nostru și este organul care ne ajută cel mai bine, spuneam, să ne adaptăm la mediu atât fizic cât și emoțional. Nu vreau să fac acum anatomie, dar vreau să subliniez câteva lucruri. Ochiul, de fapt, ce vedem noi la suprafață este doar undeva cam 10%, între 10 și 25% din ce este expunere către exterior față de ce reprezintă ochiul ca atare. El este de fapt un sistem bine stabilit de lentile naturale care să ajute să adapteze informația și să primească, să adapteze focarul de lumină și să descifreze imaginile pe care le primește. Pe exterior avem un sistem de musculatură și în interior, la nivelul pupilei, de exemplu, și toate lentilele ochilor sunt reglate de un sistem de mușchi, de un sistem de musculatură bine dezvoltat. Ce este foarte important de știut, că atunci când ochiul privește fix undeva aproape, este cu mult mai mult supus efortului decât atunci când privește la depărtare. Mulțumim aici! Câteva lucruri spuse de către doamna dr. Daniela Goicea, medic specialist oftalmolog, președinta secțiunii sud-est europene de ortocheratologie și controlul miopiei, dumneaei ne spune așa, că și dacă n-ați văzut interviul cu dumneaei, vă rog să îl accesați pe Forever, pe YouTube-ul companiei Forever Living Products România HiQ. Este un interviu extrem de benefic și foarte bun pentru toată lumea, fie că suntem persoane adulte, persoane că avem copii sau persoane mai în vârstă în preajma noastră. Și dumneaei ne spunea felul următor. Efortul fizic la privitul de aproape este cel mai periculos și nu contează tipul de ecran. Adică nu contează dacă stai cu ochii fixați într-un telefon mobil, într-o tabletă sau într-un laptop. Este un pic de diferență între a citi pe o carte și a citi pe un device, în sensul că pe o carte contrastul este mai mare și ochiul este mai puțin solicitat, dar device-urile, ele, din punct de vedere al undelor pe care le emit, nu contează. Contează cel mai mult mărimea device-ului. Și dânsa ne spunea că device-ul cu cât este mai mare și mai depărtat de ochi, cu atât este mai puțin solicitant. Ce ne spunea iarăși? Că avem nevoie de 2 ore pe zi de lumină naturală. Și aici se exprima dumneaei, nu știm exact ce a fost, ou sau găina mai întâi. Ce a fost? A fost faptul că datorită expunerii la lumina naturală ochiul este indemn și sănătos, sau datorită expunerii la lumina naturală noi avem și posibilitatea organismul nostru să-și producă vitamina D și atunci ar fi al doilea aspect legat de sănătatea ochiului. De asemenea, zicea și repet că un ecran mai mare și mai departe
este un rău mai mic decât un ecran apropiat. Și ordinea, ca să zic așa, de supra-solicitare a ochilor era mai puțin solicitant cartea, apoi televizorul, apoi un calculator, tabletă și apoi vorbeam de telefonul mobil. Deci dintre două rele să se aleagă una mai puțin rea. Adică dacă micuțul nostru, nu știm ce să mai facem cu el și să urcă pe pereți de stat în casă, mai degrabă îi pregătim un joc pe consolă expus la televizor decât să îl dăm, sau la laptop decât să îi dăm în brațe telefonul mobil. Și de asemenea ne sfătuia că pentru a ne lua aceste două ore de lumină naturală, atunci ca să stea copilul potolit, eventual în fața ferestrei deschise ca să intre aerul și direct razele soarelui, să se joace pe telefon sau pe device sau să citească o carte, dar să se expună în balcon, în curte sau în fața ferestrei deschise. Apoi ne explica că distanța optimă de device-uri era o lungime de antebraț pentru citit, deci cotul era ca și măsură, deci brațul ca atare de la umăr la cot, îndoit, ne este un foarte bun element ca să ne dăm seama cât de bine, da? Deci cât de departe suntem de practic de device-ul respectiv. La citit, telefonul mai bunea dumneavoastră, e o expresie foarte simpatică, telefonul la buric, deci în dreptul ombilicului să-l ducem ca să putem să vedem cât se poate de, să păstrăm distanța care trebuie. De asemenea, ne spunea că este foarte bine ca laptopul să îl ținem la o lungime de întreagă de braț, de membru superior. Deci, distanța optimă la care să lucrezi la laptop este când întinzi palma, laptopul să fie cât se poate de departe și să, palma să atingă laptopul numai aproape de atât. Iarăși o să vedem și o imagine un pic mai încolo, privitul ecranului sub un unghi de 15 grade. Lumina să vină cumva din spatele device-ului sau din stânga, nu din față, pentru a se evita reflexiile pe ecran. Iar ca și timp de expunere, 10 minute la o oră pauză sau 15 minute la 2 ore, deci 15 minute de pauză la 2 ore. Spuneam că americanii au expresia 20x20x20, adică 20 de minute de lucru, 20 de minute, 20 de secunde pauză în care se face clipitul conștient și o să vă explic imediat cum, apoi privit și clipit la distanță. Și privitul la distanță înseamnă 20 de picioare, adică la 5 metri. Dacă poți să faci acest lucru pe o fereastră și să urmărești un punct undeva la distanță, este foarte benefic. De ce? Pentru că dumneavoastră ne-a explicat că practic ochiul când privește în față stă de pomană, deci nu muncește și atunci se relaxează. Clipitul conștient ne spunea că sunt cele mai ieftine lacrimi și clipitul înseamnă 3 secunde închis ochii, 1, 2, 3, privit la 5 metri, apoi tot 1, 2, 3, apoi iarăși închis ochii și iarăși privit. Deci, mulțumim încă o dată, doamna doctor, pentru sfaturile dumneavoastră atât de concret expuse și atât de bine sintetizate. Apoi, ochii, dacă îi supra-solicităm așa cum facem în această perioadă, își mai pierd și din frumusețea lor. Pentru că atunci când ochii obosesc, apar și ridurile, apar acele riduri, ridule, acele riduri fine, pot apărea și fenomene de vascularizație și de retenție a apei, mai ales dacă dormim mai aiurea și nu stăm foarte atenți, mă rog, și nu suntem atenți la orele de culcare, și mai apar
cearcănele. Fiecare dintre ele, lecidurile sunt ca urmare a scăderii de colagen din piele și datorită acesteia pielea este mai puțin elastică și dacă noi stăm cu ochii chirciți către un device ca să citim că nu vedem bine și asta se întâmplă, mijești ochii, asta este expresia noastră românească, de strângi un pic din ochi așa ca să selectezi fasciculul de lumină și să intre cât mai bine în sistemul de lentile al ochiului, în situația aceasta ne apar ridurile, acea temută lava gâștii. Apoi, ochii umflați, spuneam că sunt ca deficiență a circulației apei în organism și în special în jurul ochilor, iar cearcănele de fapt sunt expresia unor microvase care sunt sub pielea extrem de fină și de subțire din zona ochilor și care odată cu dispariția colagenului și odată cu vârsta, acesta vine și arată, ca să zic așa, se văd mai bine vasele de dedesubt. Ziceam de acea imagine sub care să privim monitorul, de sub 15 grade, de ce? Pentru că privind un pic în jos, către în jos, la device atunci când lucrăm, ochii sunt expuși ca suprafață mult mai mică decât dacă privești din față sau dacă privești în sus. Atunci globul ocular este mai puțin expus și este mai bine acoperit de sistemul de ploape și este mai bine acoperit de către, ca să se și umezească ochii bine, de către sistemul lacrimal. Ziceam că este foarte importantă modalitatea prin care modalitatea prin care facem reglarea luminii. Deci ziceam că lumina să nu fie reflectată înspre calculator, înspre device-ul respectiv, de nicio sursă de lumină să nu bată în ecranul acela pentru că ochiul va fi supra-solicitat. Să vină din partea stângă și o să vedem la final în sfaturile pentru birou ca să fi cât mai productiv. Zicem că creierul funcționează mai bine dacă vine lumina din partea stângă și oricum marea majoritatea noastră suntem dreptați și atunci ținăm mâna pe mouse, nu obstruăm cumva fasciculul de lumină. Apoi fumatul este unul din factorii importanți în ceea ce privește sănătatea, din două considerente. Unul, pentru că fumul strică tenul, strică calitatea ochilor, reduce cantitatea de lacrimi, iar a doua modalitate, prin deficit nutrițional, pentru că fumătorii consumă foarte multă vitamina C din organismul lor și ochii ca și structură au practic de pierdut ca și structură de colagen. Apoi, alți factori care influențează sănătatea ochilor și pot determina apariția ochiului uscat, mediul. Atenție, stăm foarte mult în casă, deci atenție să avem pe sursele de încălzire și să păstrăm o temperatură optimă de 18-20 de grade în casă, 21 de grade maxim și umiditate suficientă. Consumul excesiv de alcool și ochilor fac rău. De ce? Pentru că consumă foarte multe elemente nutritive care consumul excesului de alcool poate duce până la necrozarea nervului optic, deci neuropatiile sunt recunoscute ca și efecte secundare ale excesului semnificativ de alcool. Iarăși, părul, praful de animale și anumite cosmetice, chiar am citit o glumă foarte simpatică acum de această perioadă, când spuneau că m-am dat cu ruși și zice, dar de ce pleci undeva? Acum că n-ai voie să ieși din casă, zice, nu vine curierul. Acum, da, într-adevăr, nu mai ne machiem decât pentru device-uri, că lucrăm la laptop și specialiștii în machiaj spun că este bine să ne accentuăm machiajul atunci când lucrăm în fața unui device, pentru ca imaginea dincolo, trăsăturile să fie foarte bine conturate. Deci atenție la ce folosim și aici o să amintesc de tușul nostru de ochi, care este foarte bine tolerat de către ochii noștri.
Și în ceea ce privește părul și praful de animale, să scuturăm foarte bine și să întreținem pentru ca acestea să nu devină factori de risc pentru sănătatea noastră. Lentilele de contact, de asemenea, atenție în purtatul lor, ele sunt primele care... Sunt ultimile care se pun după ce ți-ai făcut și machiajul și îngrijirea tenului și a ochilor în mod special și de asemenea sunt primele care se dau jos atunci când încep să te demachiezi. Câteva sfaturi: să ne spălăm, deci purtătorii de ochelari, să ne spălăm ochelarii cu detergent lichid de bază sau cu șervețele specializate. Noi ca și detergent avem foarte bun aloe MPD-ul. Atenție la alimentație. Și nu doar morcovul este cel care îți protejează ochii, ci practic orice alimente verzi sau bogat colorate sunt cele care, alimentele crude mă refer, nu la tortul făcut cu coloranți, da? Dacă folosești picături de ochi, atenție, acestea se păstrează la frigider și să se știe foarte clar care este termenul de valabilitate al acestora după ce au fost desfăcute. Lumina potrivită citit am vorbit de ea, pentru lentilele de contact, cele care se poartă și peste noapte, examenul oftalmologic este extrem de important și examinarea ochilor și din interior, adică relaxarea și, și starea de bine. Eu pledez și pentru exerciții pentru ochi, pentru că spuneam că ochii noștri au sistem muscular și un plus de susținere a sistemului muscular a tuturor structurilor de mușchi din jurul ochilor nu au de ce să nu fie benefice. Ca și alimentație. Oftalmologii spun că un consum echilibrat de alimente procesate poate scădea sănătatea ochilor cu 10 ani, așa că să uităm de alimentele fast food, chiar dacă ele ne sunt aduse la ușă, mai bine gătim în casă. Este important să mâncăm legume, fructe proaspete, pâine, orez de calitate bună, pentru că ne aduc fibre bogate în elemente nutritive, semințele care vin și peștele care vin cu omega 3, 140 de grame de ton în ulei pentru a ne proteja ochii sunt foarte benefice sănătății. Vitamina C, seleniu, cupru, vitamina E, zincul de asemenea au rol foarte important pentru sănătatea ochilor și la fiecare supliment despre care vom discuta voi punta aceste aspecte. Alimentele bogate în omega 3 și antioxidanți, carotenoidele, cum avem și noi luteina și precursorii de luteină, protejează ochii de emisiile de lumină albastră, cum sunt lumina de laptop, de smartphone, de tabletă și de asemenea ne ajută în producția de în producția de lacrimi, deci ne ajută mai bine ca ochii noștri să fie mai bine umeziți. Legumele verzi, precum mazărea, spanacul, brocolii, sunt de asemenea benefice pentru ochi, datorită conținutului mare în vitamine și minerale. Doar arăt această imagine care ne spune că o felie de morcov tăiată în așa în lat, cum ar veni, conțin are aspectul retinei, a irisului, mă scuzați, și sunt practic benefici pentru sănătatea noastră. În plus de ceea ce mâncăm, mai ales acum că nu prea ieșim la soare, alimentele luăm ce apucăm, da, din supermarket, avem neapărat nevoie de suplimente alimentare. Și ca de obicei, punctez că acestea nu sunt medicamente, ci că sunt practic niște superalimente pe care noi este nevoie să le luăm pentru a ne completa o alimentație sănătoasă. Și că singura asemănare cu medicamentele este cea legată doar de forma de prezentare, adică capsule, pliculețe, pulberi, este singurul lucru care seamănă cu medicamentele. Medicamentele se iau sub formă de scheme de tratament, sub formă de
care necesită observație medicală, în timp ce suplimentele alimentare se constituie sub formă de porții și aceste suplimente alimentare sunt pur și simplu administrate nouă, pur și simplu ni le auto-administrăm sub formă de porții. Deci suplimentul alimentar este total diferit de medicament. Porțiile de suplimente este bine să le luăm sub forma de doză zilnic recomandată, și subliniez acest cuvânt, este acea cantitate de supliment alimentar care este orientativă și are scopul de a te ghida în consumul suplimentelor alimentare. Deci, de exemplu, că vorbim în seara aceasta de ochi, acum în această perioadă avem nevoie să ne luăm, da, într-adevăr că lucrăm foarte mult asupra laptopului, mai mult decât o făceam de obicei, atunci este extrem de important să consumăm suplimente care să ne protejeze ochii. De exemplu, vorbim de omega 3, vorbim de suplimentele care sunt bogate în carotenoizi, suplimente bogate în seleniu, în zinc, în cupru, și o să vedem imediat care sunt acelea. Cu ce ne ajutăm ochii? Pentru ochi sănătoși forever, chiar dacă lucrăm de acasă și chiar dacă ne-am crescut numărul de ore de expunere în fața device-urilor. Și avem, bineînțeles, gelurile de aloe, la care nu facem rabat și care știm cu toții că sunt elemente nutriționale extrem de complexe. Și apoi avem celelalte elemente nutritive și o să explic pe fiecare dintre ele de ce ne sunt benefici. În primul rând, spunem gelul de aloe vera. Este acea băutură nutritivă zilnică pentru starea noastră de sănătate. În această perioadă nu doar ne ajutăm ochii cu elemente nutritive bogate pe care le luăm din gelul de aloe vera, dar ne păstrăm și intestinele sănătoase, ne păstrăm tubul digestiv sănătos, ne păstrăm sistemul imunitar sănătos, ne aprovizionăm organismul cu elemente vitale și nutrienți, ne ajută să ne armonizăm metabolismul general, reglează activitatea intestinală a ficatului, a intestinelor, a rinichilor, deci este acel element minunat pe care ar trebui fiecare dintre noi să-l avem. Eu le am și nu stau fără gel de aloe vera ferit a sfântul niciodată. Ba mai mult, în această perioadă când alergăm ca necații după vitamina C, că am auzit noi că face bine, da, face bine într-adevăr. Ne ajută să avem sistemul imunitar foarte bun, ne ajută să avem structurile organismului nostru foarte bune și mă refer aici la tot ce este organ și care are nevoie de un colagen sintetizat corect, și aici vorbim de vase de sânge, oase, mușchi, cartilaje, piele, dinți, structurile din care sunt constituite lentilele ochiului nostru. Și la 143 de ml de gel de aloe primești doza zilnic recomandată de vitamina C. Numai de aici, deci numai din gelul de aloe vera, minimum de elemente nutritive pe care le-ai luat, deja tot ai doza zilnic recomandată de vitamina C. Spuneam că este importantă hidratarea și nu numai atât, noi avem la dispoziție aloe blossom herbal tea, care acestea vine în plus și cu elemente de tip antioxidant, și cum radicalii liberi agresează inclusiv ochii, avem nevoie de acesta și pentru hidratare și pentru protecția oferită de elementele de tip antioxidant. În plus de aceasta, îmi place întotdeauna să subliniez și prezența gimnema silvestre, care este un foarte bun ajutor în ceea ce privește metabolismul glucidelor, și știm că diabetul este unul din factorii care influențează major sănătatea ochilor. Deci avem un plus de protecție din aloe blossom herbal tea. Deci hidratare, sănătate, vedere mai bună, hidratare mai bună cu aloe blossom herbal tea. Suplimentul care, datorită acestei adaptări la sistemul de lucru și faptul că stăm mai mult în fața unui divan, este de departe Forever Vision, care, dacă până acum nu l-ați adus în schema dumneavoastră de suplimente zilnice, în programul dumneavoastră de suplimente zilnic, atunci este foarte bine ca acum să
faceți în așa fel încât să fie prezente. Și de ce este necesar Forever Vision? Pentru că ne aduce extractul de afine, care asigură o bună acuitate vizuală, deci ne ajută să ne adaptăm vederea și să ne păstrăm adaptarea la întuneric, ameliorează circulația sângelui la nivelul ochilor, luteina și zeaxantina și astaxantina sunt elemente care sunt extrem de importante în păstrarea sănătății retinei. Vitamina A ne ajută să ne sintetizăm un pigment fotoreceptor care se cheamă rodopsina și care este foarte important pentru sănătatea retinei și în special pentru vederea la întuneric, da? Zincul, o componentă esențială care ajută la transportul vitaminei A în sânge și vedem cât de importantă este vitamina A pentru ochi. Cuprul este foarte important pentru funcționarea unor enzime, acestea participă la producția de energie și la formarea de legături puternice între colagen și elastină. Și aici vorbim și de elasticitatea structurilor ochilor. Menține sănătatea vaselor de sânge, formarea oaselor, fixarea fierului, producerea unor hormoni și, atenție, important în producerea lacrimilor și menținerea structurilor ochilor. Le avem pe toate. Avem și vitamina A sub formă de beta-caroten la 2 tablete, avem și vitamina C, avem și vitamina E, care o să vedem imediat cât este de importantă și ea pentru sănătatea ochilor, avem zinc și, atenție, zincul este un element important acum că plângeam după ImmuBlend că nu-l avem. E, uite, zincul este unul din elementele importante de care avem nevoie pentru sănătatea noastră și iată-l, îl avem în Forever Vision, deci avem o parte din elementele de care avem nevoie, deci vitamina C, vitamina E și zincul le avem și aici. Ce mai avem? Resveratrol, care sunt elemente foarte importante. Eu am făcut aici o mică comparație de preț cu un supliment alimentar similar ca și compoziție cu acesta și care se ia între 4 și 6 capsule pe zi ca și recomandare ca să ajungă la ceea ce avem noi aici. Deci, practic, undeva aproape dublu față de cât avem noi ca și costuri. Abeta Care, de asemenea, este extrem de important pentru sănătatea noastră acum, în această perioadă. În primul rând, vitamina A, spuneam și mai sus că ajută la sinteza agelului pigment fotoreceptor și este un foarte bun antioxidant pentru întreg organismul care are acum nevoie de protecție. Vitamina E ajută la menținerea sănătății ochilor prin efect direct. Da? De ce? Pentru că are efect antioxidant și prin efect indirect, ajutând la asimilarea acizilor grași și la asimilarea vitaminei A. Pentru că vitamina A, E și seleniu pe care le avem în Abeta Care este un trio care este absolut necesar pentru ca aceste elemente nutritive să se potențeze și să se asimileze. Deci, vitamina A, E și seleniu trebuie să fie împreună ca să se asimileze optim oricare dintre ele. Iar vitamina E și seleniu, de asemenea, sunt extrem de importante acum în această perioadă pentru imunitatea noastră. Super Greens, de când a apărut acest produs, eu îl iubesc foarte tare și mi se întâmplă extrem de rar să nu îl am în casă. De ce este unul dintre preferate, dintre suplimentele preferate de mine? Pentru că este un amestec complex de elemente naturale pe care, hai să fim serioși, că nu suntem în stare să le luăm în fiecare zi. Avem peste 20 de legume și fructe, avem semințele de struguri și ceaiul verde care sunt elemente antioxidante puternice și de care avem nevoie acum și ne aduc toate aceste legume și fructe și minerale și magneziu, care este foarte important pentru combaterea stresului. Avem liciumul, care este foarte bun antioxidant. Avem spirulina, care este o foarte bună sursă de proteine de care avem nevoie acum pentru cei care
țin postul în această perioadă, deci toate acestea sunt, le avem într-un singur produs, care un plic pe zi costă extrem de ieftin față de un kilogram de mere, pe care, Doamne iartă-mă, chiar nu ești în stare să le mănânci un kilogram de mere într-o zi. Hai să zic că, da, e, poate un kilogram poți să mănânci, două chiar nu reușești să mănânci. Vitamina C, și ne bucurăm că a revenit în stocuri, este o vitamina C, așa v-am convins de importanța ei. Ce este important la o vitamină C? Ca aceasta să fie foarte bine absorbită de către organism. Și acest lucru, producătorul nostru ne-a ajutat foarte tare, stabilizând această vitamină C din surse naturale pe tărâța de ovăz. Da, în această perioadă nu ne expunem la soare, nu toți aveți privilegiu pe care l-am eu de a sta la curte, și astăzi am stat, cred că mai bine de 2 ore și jumătate, 3 ore, și am lucrat un pic afară, în grădină, într-un fotoliu. Deci mi-am luat astăzi doza de vitamină D și de afară și din preparatul calcium. Deci în preparatul calcium avem în primul rând o formulă cu o biodisponibilitate foarte mare. În sensul că această formulă citrat de calciu, avem și vitamina C și calciu în același, în același produs. Ce mai avem? Zinc, avem cupru, de care vorbeam mai devreme cât este de important pentru sănătatea ochilor. Avem vitamina D, de care ne temem că nu o luăm suficient de mult pentru că nu ieșim afară din casă. Deci toate acestea, deci dacă aș alege acum să adaug în plus ceva în programul nostru de suplimente, cu certitudine aș opta pentru Forever Vision și pentru calcium, dacă până acum nu le-ați luat. Deci avem vitamina D, avem cupru, avem zinc, avem vitamina C, pe care deja le-am enumerat cât sunt de importante pentru sănătatea ochilor noștri. Ginkgo Plus. De ce să luăm Ginkgo Plus? Păi, în primul rând, că ne scade acum capacitatea asta de a ne focusa mai bine, că avem nevoie, că asta este, băi, te adun mai greu acum când faci același lucru și nu ești inventiv și n-ai, te învârtești în casă și atâta tot. Da? Ce este iarăși foarte important la Ginkgo Plus? Este cel care ne ajută să avem o circulație foarte bună, inclusiv la nivelul ochilor, deci este foarte bun pentru îmbunătățirea circulației și microcirculației cerebrale și microcirculației periferice. De aceea eu optez să îl implic în programele în care am dificultăți, să zic, în vascularizația periferică. Deci Ginkgo Plus este extrem de important și aici am făcut comparație doar cu ginkgo biloba și cu ciupercile reishi, însă eu am în plus aici și fructe de schisandra, am în plus și remediu fotic, toate care sunt cu efecte deosebite și care sunt cu și cu ajutor în ceea ce privește starea generală a organismului. Lithium Plus. Am vorbit un pic de lithium goji, pe care îl avem în Super Greens, da? Avem și separat Lithium Plus, acesta fiind o combinație între lithium goji, care este foarte bun antioxidant, și extractul de lemn dulce, care este o sursă foarte bună de flavonoide, de acele elemente de care povesteam că avem nevoie pentru acuitatea vizuală. Și de asemenea am făcut comparație de preț cu ce se găsește la momentul actual în lumea de suplimente alimentare și categoric, datorită compoziției complexe a produselor noastre, avem prețul pe zi foarte bun față de ce ar trebui să avem ca și investiții dacă le-am luat din altă parte. Omega 3. Știm cu toții că omega 3, în primul rând, menține nivelul normal al trigliceridelor, asigură buna funcționare a inimii, a vaselor de sânge, a creierului, a ficatului, a intestinelor, a articulațiilor și, da, și a ochilor. Contribuie la formarea hormonilor, reduce depunerea grăsimilor nesănătoase pe pereții arteriali și formarea plăcii de aterom, și aici vorbim inclusiv de plăcile de aterom și de micile depuneri de colesterol, care pot fi inclusiv la nivelul ochilor.
Păstrează buna funcționare a celulelui sângelui, menține și toate aceste lucruri le realizează menținând echilibru pro-inflamator, anti-inflamator. Și aici vedeți, simptomele deficitului de acid graș includ oboseală, stare de slăbiciune, piele uscată, probleme cardiace, modificări ale dispoziției, depresie și circulația sângelui, a vaselor de, vasele de sânge deficitare. Aici aș completa că omega-3 este extrem de important din punct de vedere al ochilor pentru dezvoltarea oculară optimă și de aceea este indicat în programele de suplimente pentru, pentru viitoarele mămici, deci pentru graviduțe. Sunt esențial pentru menținerea acuității vizuale și pot ajuta la prevenirea degradării retinei și a uscăciunii ochiului, având un rol important în producerea lacrimilor. Și am pus aici compoziția la două capsule, compoziția de acid graș omega-3 pe care îi avem și am pus aici costuri pe care le-am putea avea și vă spun că la aceste doze sunt puține suplimente care la între 2 și 6 capsule să ne aducă această compoziție și această calitate certificată în care nu avem, în care avem garanția că nu există urme de metale grele. Argi Plus, datorită menținerii sănătății arterelor la orice nivel, este de mare ajutor, inclusiv pentru arterele care irigă, microarterele, dar care sunt extrem de importante și care irigă retina. În plus avem și complexul de vitamine și aici avem și vitamina D și mai vorbim aici și de antioxidanți. Până acum am vorbit de sănătatea ochilor. Avem și menținerea frumuseții ochilor și aici vorbim de Fermin complexul din gama infinit, care datorită compoziției sale în colagen marin, care ne ajută să ne avem o flexibilitate mai mare a pielii și să ne ajute să ne îmbunătățim calitatea pielii și să prevenim apariția ridurilor și un pic estomparea celor pe care le avem deja, fitoceramide puternice extrase din grâu care să refacă nivelul cutanat de ceramide, acele elemente importante care se comportă ca și un transportor pentru apă, pentru că pielea noastră, fiind cu strat fosfolipidic, deci cu strat de grăsime deasupra, e, nu chiar ca pe penele de gâscă, dar oricum avem un strat lipidic, atunci avem nevoie de aceste ceramide care să vină să transporte elementele nutritive până la nivelul dermului și de unde să fie preluate către stratul care germinează și către stratul care reîntinerește pielea. Iarăși un element important în menținerea hidratării, pentru că la hidratare avem două aspecte, să aducem din exterior hidratare și să-și o menținem în țesuturi pe cea pe care o avem, atunci pepenele galben franțuzesc este un element important. Pentru a reduce urmele oboselii și a stimula sinteza normală a colagenului, ascorbatul de calciu din acest preparat este extrem de benefic. Deci, practic, este primul supliment forever destinat exclusiv frumuseții. Este un sistem nutrițional avansat, țintește îmbătrânirea și din interior, nu numai din exterior. Și, atenție, deși avem fitoceramide extrase din grâu, avem garanția că nu există acel gluten care să fie alergenic. Deci, nu avem acel gluten alergenic. Tot pentru ochi frumoși. Avem aceste produse, o să trec foarte repede peste ele pentru că merită să le amintim. Vorbim de demachiantul extrem de delicat, dar concomitent, are și efect tonic, are și efect ușor exfoliant al demachiantului, emulsiei demachiante din gama infinit. Avem și complexul, de spuneam, acel efect ușor de exfoliere dat de complexul nutritiv din fructe. Avem elemente nutritive
vitamina C și E și efect anti-aging din niște aminoacizi care vin să încetinească și să regreseze puțin îmbătrânirea. Refreshing gel cleanserul din gama Sonia vine cu efecte de a curăți foarte bine și a îndepărta celulele moarte și a machiajul. Acest lucru este realizat de către fructul de acacia. Aloiele calmează pielea. Aminoacizii din măr creează o spumă delicată și un ușor efect de exfoliere, iar uleiul de baobab vine să refacă stratul lipidic și să hrănească și îl putem folosi pentru demachiere. Aloe activatorul împrospătează pielea și îi redă luminozitatea și are efect foarte bun de curățire, hidratare și tonifiere și poate fi folosit în jurul ochilor. Balancing toner, la fel, este o combinație unică de extract de alge, hialuronat de sodiu, hidratează și catifelează, în plus are și extract de castravete și care este un toner extrem de echilibrat, în același timp echilibrează pielea, reduce efectul de por deschiși și pe lângă faptul că este un toner și curăță și hidratează și reîmprospătează și restabilește echilibrul pielii. Masca aloe biocelulozică este foarte bună și ajută foarte bine și poate fi pusă și chiar reduce foarte bine ciarcănele și pungile de sub ochi și o face extrem de rapid, nu o să insist asupra ei. Foarte important pentru hidratare, pentru ten extrem de sensibil și pentru pielea extrem de sensibilă din jurul ochilor, în Forever Alpha E Factor, nu se poate să nu îl amintim și pe el. Este bogat și în vitamina E și în vitamina A și acid hialuronic, deci este practic deosebit. Să nu uităm că, da, te expunem afară, dar totuși, atenție, e așa un echilibru. Câtă protecție să folosim, când să folosim, dacă să mai folosim, da, totuși avem. O să avem nevoie, că o să vină acum soarele extrem de puternic și de protecție și prin Protecting Day Lotion, da, eu o am aici, nu stau fără ea, deci chiar o am, nu, uitați-o, nu stau fără ea. De ce? Pentru că am sesizat că mi-au apărut niște puncte din acestea brune din cauza expunerii la soare, deci în special pe unde avem pielea foarte sensibilă. De departe, preferatul meu este pentru îngrijirea ochilor Awakening Eye Cream. De ce? Pentru că are niște ingrediente deosebite care să reducă semnificativ liniile fine, ridulele. Conține un ingredient special care acționează numai 15 zile asupra ridurilor și ciarcănelor și prin utilizare dimineața și seara este extrem de important că se adresează atât pleoapei inferioare, unde avem ciarcă, pungi și posibilitatea să se formeze ridurile. În schimb, este foarte bun și pentru adresarea asupra pleoapei superioare, care are tendința, datorită gravitației și scăderii consistenței colagenului, are tendința să cadă, deci să ptozeze, mai ales colțul extern al ochiului. Este foarte bine corectat de către Awakening Eye Cream, dacă îl folosești, bineînțeles, constant. Că dacă te dai astăzi și te aștepți să ți se facă lifting-ul pleoapei superioare, n-ai cum. Nu are cum să se înregistreze efecte rapide. De asemenea, serumul Infinite by Forever, da, și pe acesta l-am și tot așa nu stau fără el deloc. Este sistemul avansat de îngrijire a pielii, în special a pielii a tenului matur, iar zona ochilor supra-solicitată în această perioadă este extrem de bucuroasă dacă primește Infinite by Forever Serum. Spuneam că pentru a ne accentua trăsăturile este bine să folosim, ia, l-am pe aici, dar am intrat destul de târziu în webinar și n-am apucat să mai îmi dau și cu tuș. Da, deci este foarte bun. De ce? Pentru că datorită consistenței sale
sale pe care o are în uleiuri, nu irită și este extrem de bine de tolerat și de către cele mai sensibile ochiuri. Și acum 10 sfaturi pentru biroul de acasă, pentru că lucrăm acum acasă. În primul rând, organizează un spațiu ca de birou adevărat, cu scaun în care să stai comod, cu birou sau cel puțin o masă care să simuleze biroul, cu calculatorul, cu lumina, dacă se poate, spuneam, din spatele calculatorului sau din stânga, și dacă se poate să fie cumva, poate n-ai posibilitatea să-ți faci o cameră, eu am avut posibilitatea, sunt recunoscătoare, mulțumesc lui Dumnezeu, acesta este biroul meu, deci biroul nostru în care lucrăm, deci practic este, avem un birou, dar mulți dintre noi nu avem posibilitatea, atunci încearcă să separi cumva de restul casei biroul ca atare sau cel puțin ideea de birou. Timpul pe care îl câștigi prin faptul că nu te mai duci cu transportul în comun sau până la birou, încearcă să-l plasezi cumva și să-l dedici modului în care să intri în atmosferă și în starea de acțiune ca și cum ai fi la birou. Îmbracă-te adecvat profesiei și business-ului tău. Da, știu că este foarte relaxant și eu mai fac chestia asta, recunosc, să fac anumite lucruri, prospectarea, să fac anumite postări și să stau în pat și cu papucei, cu botoșii calzi în picioare și cu... Dar totuși este bine să te îmbraci cumva care să ceva să te mobilizeze. Apoi ia-te agenda, ia pixul, laptopul cu tine, dar și băutura preferată, da? În seara aceasta eu am Argi Plus-ul, astfel încât să ai totul pregătit ca la birou. Oprește notificările de pe canalele de comunicare care te-ar putea deranja sau măcar focusează-te doar de cele pe care ai, de care ai nevoie. Deci, de exemplu, dacă lucrezi și îți faci postările, atunci ia-ți doar acea, nu-ți faci postarea pe mail. Atunci oprește-ți de pe mail notificările, astfel încât să fii focusat către ce ai de lucrat. Spuneam că să ai lumina naturală. Lumina naturală să vină din fața ta și din spatele laptopului, da? Sau din stânga laptopului. Este foarte bine în acest sens. Și dacă nu ai posibilitatea de lumină naturală, atunci folosește o lumină albă. De ce? Pentru că sau poate chiar o lumină albă orientată puțin către galben. De ce? Pentru că lumina respectivă să simuleze cât mai bine lumina de afară și să te mobilizeze. Altfel, dacă e lumina albastră, îți dă senzația de nani și atunci asta e foarte bine. Sau dacă este roșie, îți dă senzație de excitare și atunci începi să devii nervos. Când lucrezi într-un birou sau când îți simulezi că ești la birou, neuronii depun de două ori mai multă energie să termini aceeași sarcină pe care ai termina-o dacă ai sta întinsă în pat sau pe canapeaua comodă. Ia lângă tine vitamina C, pe care ți-o rănței la două ore pentru că accelerează circuitele neuronale. Nu ai vitamina C, ia-ți chițul și rănței lângă tine chiț, pentru că, spuneam, acestea te ajută să te mobilizezi mai bine. Pauzele. În primele două ore e bine să le faci la 45 de minute, câte 15 minute. Da? După care, în următoarele două ore, lucrează 40 de minute cu 20 de minute pauză. Productiv ești cam 4 ore. Restul și de aceea fă-ți lucrurile importante în primele 3-4 ore și lucrurile mai puțin importante către final. Mintea se activează în funcție de rutină. Ea transmite corpului să se mobilizeze. De aceea creează-ți o rutină. Aerisește locul. Fă câteva exerciții de întindere.
Fă-ți un program care să încerci să-l ții zile la rând, nu astăzi fac una, mâine alta. Lasă televizorul închis, dă-l încolo de televizor. Vrei să afli dacă s-a mai făcut ceva la starea de urgență sau la ratele la bancă? Uită-te la știri doar o singură dată pe zi, pentru că în rest n-ai nevoie de el. Eventual puneți o muzică în surdină, care există și muzică, atenție, specială, care să te ajute să te mobilizezi. Deci există un anumit tip de muzică care să te ajute să te mobilizezi. Pune peste tot postituri motivaționale și întorceam capul așa că eu am o grămadă pe aici puse. Poți face asta, reușești, ai o zi grozavă, sunt mândră de tine, sunt mândru de tine, da? Pune toate acestea și o să vezi că o să fii mult mai eficient dacă îți faci propria asta acasă. Eu atât am avut să vă spun în seara aceasta. Vă mulțumesc. Nu uitați că sunt de fiecare dată lângă dumneavoastră, lunea, de la ora 20, pe sala Zoom, și acesta este ID-ul pe care îl am de fiecare dată când ne întâlnim împreună. În a doua și a patra miercuri a lunii avem la ora 12 prânzul Forever Lifestyle și Beauty. Apoi eu sunt zilnic lângă dumneavoastră pe infoproduse@aronforeverliving.ro, unde am rugăminte, așa cum am și pentru secțiunea de întrebări, să scrieți neapărat, vă rog frumos, greutate, înălțime, vârstă, sexul persoanei despre care discutăm. Dacă persoana respectivă are probleme de sănătate, vă rog să îmi scrieți și dacă este diagnostic, tratament și tot ce este nevoie. Bun, o să trecem la secțiunea de întrebări, unde o să vă rog mult, așa cum spuneam, să întrebările serios, perfect. Doar pe o parte, deci să facem întrebările ori în Q&A, ori în chat. Deci nu scrieți și colo și colo, că ne amețim. Da? Deci vă rog frumos.